a fost invitația telefonică sau față în față? Nu, telefonic și a fost la el la o cafea. Așa, dar cum a descurs? Cum a decurs? Da, foarte bine, au zis că uite, noi vrem să facem chestia asta și eu mi-am spus, eu am commitmentul ăsta față de presă și față de lume. Deci, eu am spus când am venit din Goriția, că îmi trebuie 2 săptămâni să stau de vorbă, să văd ce a fost aici, ce perspective, ce strategie mai ales are noua conducere, că n-am fost nici la municipiu la conferință și nici la județ la conferință și deci nu știu ce gândesc oamenii. Ca viziune vreau să spun. Nu? Și mi-am luat, distanța asta cronologică să fac propriile mele analize. Pentru că decizia este individuală, nu este o decizie. E individuală, dar este celebru grup de la Cluj care este pe 3 piloni. Care însemna Dâncu, bun. Cușca și Rus. Bun, asta depinde când cum o luai. Depinde când cum o luai. Toată treaba, spune-mi, care a fost atitudinea grupului de la Cluj când am decis să nu mai candidez pentru Parlamentul European? Hai. Ce a struciului? Nu coment. Hei, vezi? Da, a fost un moment atunci. Care a fost decizia? Nu. A fost declarația că sprijin, dar după aia că e bine și așa. Al lui Remus Lăpușan și al lui Bușcan. Da. E bine și așa. Și am zis, nu e bine. Care a fost decizia când eu am demisionat în primăvara lui 2007 pentru porcăria aia cu referendumul? Da? Vasile a demisionat și el și pe urmă și-a retras demisia. Așa este? Eu am rămas. Deși m-a rugat, nu. A spus că este vinovăție colectivă, asumați-vă vinovăția. Mai ales că a recunoscut că a fost o prostie ce au făcut. Da? Și ai fost din capul locului împotrivă. A fost din capul locului împotrivă, sigur că da. Tu și cum de la liberali? Nu, în fine. Nimeni să pună. Contează de la noi. Deci, în zona noastră. A, deci grupul de la Cluj nu a fost așa, n-a avut o coeziune atât de puternică cât sigur că grupul de la Cluj a fost pe anumite chestiuni de program. Da? Programul de reformă. Asta da. Dar nu cei 3. Cele 14 județe. Că n-are nicio susținere dacă spui că reforma profundă a PSD este produsul grupului de la Cluj. Grupul de la Cluj nu așa l-ați definit la începutul lui 2005. A zis că grupul de la Cluj pentru că s-a desfășurat în Cluj, lângă Cluj. Dar erau toate. Era și Banatul, era și... Erau cele 14 Brașovul județe. Și... Care n-a fost? Doar Brașovul n-a fost și Carașul n-a fost din cele 16. Câte sunt în Transilvania, Banat. Dar, repet, asta este o interpretare. Interpretare. Asta este întrebarea. A existat sau nu a existat? A existat mitul grupul de la Cluj. Ei, asta e cu totul altceva. Grupul de la Cluj este sub o mare întrebare, a existat sau nu a existat? Corect. A existat o mișcare pe care am la vremea respectivă. A existat o mișcare, o mișcare de idei politice, sigur că da. Sigur că da. Au existat niște fruntași care au fost mai vocali în aceasta. În ce măsură a exprimat proiectul în sine sau asta, urmează să discutăm. În afară de domnul Vasile Dâncu, care, printr-o atitudine mai emancipată în raport permanent cu autoritatea de la București, autoritatea politică de la București, amprenta aceea de europenism, de social-democrația de la Cluj, a fost dată de Vasile Dâncu. Cel puțin o parte din media așa am perceput-o. Există o altă explicație pentru mondenitatea social-democrației din Cluj, promovată de grupul celor doi de la Cluj, de tandemul celor doi de la Cluj. Nu știu, cred unde, că... Unde poate fi localizată acea mondenitate a social-democrației? Cred că trebuie să discutați cu ei. Deci eu nu văd deloc o mondenitate, ceea ce mi-a plăcut mie să fac este să construiesc proiecte, să dezvolt programe și să le și realizez. Dacă vorbim de
știu eu, ce am făcut în ultimii 2 ani, să spunem, în materie de pregătire a autorităților publice pentru absorpția fondurilor europene. Am organizat cu primari, cu experți, cu așa, am adus consultanți, i-am adunat, am făcut lucruri concrete. Ca lumea și ca locul acesta să se miște în sensul european. Deci nu e vorba de mondenitate, sunt chestiuni absolut concrete. De unde vine europenismul social-democrației din Cluj? Din aderența la social-democrație și nu la toate variantele socialistoide care se vehiculează în România și chiar în PSD. Deci, în raport cu Vanghelie, să zicem, sau... În raport cu tot felul de idei narodniciste, socialistoide, tot felul de asemenea tendințe. Da, m-am gândit. Este vorba de social-democrație, pe care, cel puțin, în proiectul acela care l-am lansat la începutul lui 2005 și care, subliniez, în 28 ianuarie 2005, a fost acceptat de Comitetul Executiv ca document de discuție în pregătirea Congresului din aprilie. Deci a fost la baza pregătirii substanței Congresului din aprilie 2005. Deci n-a fost absolut un document discutat în sediul unei formațiuni sau a unui grup. A fost un document asumat de Partidul Social Democrat. Dintre liderii centrale PSD-ului, care exprimă cel mai bine această social-democrație europeană? Mă gândesc la Joana, mă gândesc la Diaconescu. La... Deci este un exemplu... chiar refuz să fac individualizări, atâta timp cât văd că la toate partidele, dar sublinez, la toate partidele, tendința nu este spre europenitate, ci spre centralism democratic. Culmea este că după 1 ianuarie 2007 s-a întărit așa zisul postcomunism și se întărește centralismul, în loc să se meargă pe adevărata democrație, care înseamnă diversitate, care înseamnă proiecte concurențiale, care înseamnă competiție și așa mai departe. Lucrurile astea le regăsiți în acel document de la începutul lui ianuarie 2005. Nu s-a întărit stilul centralismului democratic datorită sau din cauza faptului că un anume partid prezidențial, și mă refer la PDL, a devenit foarte puternic pe această rețetă extrem de eficientă. S-a dovedit că nu este foarte eficient. S-a dovedit că nu este foarte eficient. Și din punctul de vedere al europenelor și din punctul de vedere al localelor. Tendințele, repet, le găsim, din păcate, la toate partidele din România, care, iată, după 1 ianuarie 2007, încă o dată spun, este strict părerea mea personală, înregistrează o involuție. Nu o dezvoltare a europenității. Iar aici au apărut aceste divergențe între cei care credeau în social-democrație și cei care mimează social-democrația. Cluj are sau nu are un potențial social-democrat? Are un potențial social-democrat enorm. Absolut enorm. Cu atât mai mult cu cât poate să fie, din punct de vedere doctrinal, cea mai coerentă exprimare, spre deosebire de celelalte care sunt pe piață. Iar la nivel de țară, bazinul este absolut extraordinar de mare. Mă refer la bazinul electoral, care ar avea asemenea opțiuni. Depinde cum îi oferă alternativa și depinde cum aceste opțiuni sunt selectate. Revin cu întrebarea. Ce lider din București reprezintă cel mai bine interesele social-democrației europene moderne? Iliescu nu mai candidează, domnul de la 6, să nu mai pomeni Evanghelie, sau de la 5, dacă de Evanghelie, de la 5. Dacă mă forțați și subliniez că mă forțați prin repetiție, atunci mă pot opri asupra lui Cristi Diaconescu.